Fermierii din aproape 30 de comune sălăjene riscă să rămână fără banii de la Apia din cauza nepăsării autorităților locale. Administrațiile locale nu au realizat amenajamentele pastorale, în condițiile în care, după noile reglementări, o unitate administrativ-teritorială este obligată să întocmească un astfel de studiu pentru pășunile pe care le deține. Aceeași legislație spune foarte clar că din anul 2019, deținătorii și utilizatorii de pășuni și pajiști vor primi sprijin pe suprafață doar dacă vor fi întocmite amenajamentele pastorale. Noul act normativ obligă consiliile locale să aprobe amenajamentele pastorale pentru toate pajiștile permanente din unitatea administrativ-teritorială, întocmite de specialiștii din cadrul primăriilor, ai direcțiilor agricole județene sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale silvice și de vânătoare. Potrivit inginerului Călin Antal, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Sălaj, până la ora actuală doar 32 de unități administrativ-teritoriale au realizate aceste studii. Din totalul celor 61 existente la nivel de județ. Atenția noastră în legătură cu amenajamente pastorale a fost încă din 2014, când am trecut pe la primărie și i-am înștiințat cu toate că asta era o datorie a lor. Practic, secretarul Consiliului Comunal trebuia să asigure baza topografică și exact cum scrie în ordinul 34. Problema a fost că din 2017 Ministerul Agriculturii, când s-a angajat că să plătească, adică să achite aceste lucrări, să suporte cheltuielile la amenajamente pastorale, s-a cam tergiversat, fondurile au fost puține și noi ca unitate nu putem să și să contractăm cu direcția agricolă prin care se derulează aceste sume, pentru că nu permite legea finanțelor acest lucru, fără să aibă lista de investiții. Aceste studii trebuie încheiate până la data de 31 decembrie, astfel că reprezentanții Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Sălaj au mari rezerve în ceea ce privește rezultatul. Aceștia sunt pesimiști și nu dau asigurări că amenajamentele pastorale vor fi încheiate până la sfârșitul anului. De vină sunt primarii care nu au depus documentele necesare întocmirii studiului, spun specialiștii OSPA. Pe de altă parte, reprezentanții primăriilor știau încă din 2014 că e necesară întocmirea acestor amenajamente. În caz contrar, fermierii nu mai primesc bani de la APIA pe suprafețele de teren pe care le dețin. Ceea ce trebuie să facă și mai de mult și nu e nici asta problemă că depus-o, dar faptul că veneau și domnul director Duca poate să confirme, nu veneau cu documentația completă. Și acum vă putem arăta, deci ei trebuie să vină cu harta cadastrală, delimitat, blocul fizic, delimitat, porțiune de pajiște, ceea ce nici ei nu știu unde e. Și chiar am vrut să vă spun aici, mult teren agricol s-a declarat ca și pajiște temporară și atunci ei o declară ca pășune. Acum, am înțeles că după 5 ani de neutilizare, practic, e asta, s-a transformat, se poate transforma în pajiște permanente doar cu schimbarea categoriei de folosință. Ca să o luăm noi în studiu treaba asta, noi trebuie să avem niște acte. Mai grav este faptul că în cazul în care nu vor fi realizate aceste amenajamente pastorale, fermierii vor fi nevoiți să restituie banii primiți de la APIA pentru agromediu.